Bună ziua! Când vrei să-ți cumperi un calorifer electric, să încălzești o încăpere sau un convector electric, da? E bine să te interesezi, să vezi dacă face față camerei care o ai. De exemplu, dacă ai o cameră 3x4, undeva la înmulțește, 3x4, da? Face 12 metri pătrați. Dacă vrei să faci în cubi, e mai mult, ceva de genul. Și te interesezi ce putere de calorifer sau de ăsta, convector electric, merge, da? Uitați-vă și la noastră. La 500 de W face față, da? La o cameră de 10-15 metri pătrați, adică 1000 de W face undeva la 10-15 metri cubi și 4-6 metri pătrați. 1000 de W face față la 20-30 de metri cubi, da? Și 8-12 metri pătrați. 1500 de W face față la 30-45 de metri cubi sau 12-18 metri pătrați. La mine eu mă încadrez undeva la 12-15 metri, cam așa. Am 3 metri jumate pe 4. Și am luat pe cel de 2000 ca să fiu sigur că nu consumă chiar mult așa. Să facă și față. La 2000 de W, da, caloriferul sau convectorul electric este bun pentru 40-60 de metri cubi sau 16-24 de metri pătrați. 2500 W este bun pentru 50-70 de metri cubi, pardon, și sau 20-28 de metri pătrați. La 3000 de metri, la 3000 de W, pardon, este bun pentru 50-70 de metri cubi și face față la 24-32 de metri pătrați. Da. Asta e bine să vă interesați când cumpărați ceva ca să vă electric, ca să vă încălzească camera sau casa, da? E bine să vă interesați să vedeți câți metri pătrați aveți în cameră sau în casă, ca să nu dați banii degeaba pe el. Și după aceea să mai luați încă unul ca supliment. Sper să vă fie de ajutor această listă, da? Uitați-o aici. Doar vă interesați, cumpărați ce doriți, după bunul plac și după banii care aveți.